Bună ziua, comandu, și bine ați venit la Papi Kitchen! Haideți la niște creveți trași la tigaie. De fapt, mai bine zis, am testat creveții în România. Sunt niște creveți care au fost crescuți în Ecuador, congelați, decongelați de mine și destinați României într-adevăr, pentru că prima traducere este românește. După cum v-am mai spus, sunt țări unde sunt mai multe traduceri și limba care este cea mai sus înseamnă că produsul era destinat pentru țara respectivă. De aceea vedeți pe multe pachete alte limbi, ungurește, poloneze, bulgărești, sârbești, etc. Și aduse în România înseamnă că dijnițarii le-au luat de acolo, cine știe de unde, expirate, etc. Și ne le vinde nouă ca pe produse extraordinare, cu prețuri exorbitante. Refuz cât pot aceste lucruri și vă îndemn să faceți și voi la fel. Unt de la țară, de la Tanti Maria din Sibiu, din lapte de oaie. Un astus pentru cei care nu știați, untul de la țăran trebuie să îl țineți la temperaturi mai joase, adică să îl pregătiți la temperaturi mai joase, pentru că dacă folosiți temperaturi înalte, se negrește. M-am păcălit și eu prima oară, de-aia v-am spus. Trebuia să fac un video cu untul, dar poate o să fac, că e foarte bun, să știți. Din lapte de oaie, excepțional. Am adăugat ceapa aia care am tăiat-o din grădină, deci am adăugat peste creveți. I-am lăsat să părpălească singurei așa până am tocat plantele aromatice. Pătrunjel mărar, leuștean, salvie, cimbru și busuioc, peste care adaug niște sos de roșii, bio cât se poate, cel de casă s-a terminat și trebuie să vă spun că căutăm cât mai mult produse ori de la țăran, ori bio, ca să putem să rămânem la acel nivel pe care l-am dobândit în Franța. Singurul lucru care este depășește Franța ei sunt legumele, care au un gust extraordinar și de care nu ne mai săturăm. Ia uitați ce frumos a scăzut și ce culoare frumoasă a căpătat. Trebuie să spun că i-am servit cu mămăligă, dar puteți să-i serviți și cu orez sau cuscus și cu pâine și cu ce vreți voi. S-a terminat clipul, gata. Vă mulțumesc pentru atenție și vă spun pe data viitoare, au revoir!